Și acum? Ce? Stai să mă aranjez. Eu cred că lumina asta vine de la laptop. Nu. Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă prezint Q&A-ul cu fratele meu. După cum știți, am pus un post pe Facebook ca să-mi puneți întrebări mie și fratelui meu, mai mult fratelui meu. El este fratele meu Bogdan, sunt multe persoane care deja îl cunoașteți și îl cunoașteți de pe Facebook sau de pe YouTube. Așa că vi-l prezint, vi-l prezint aici și pe canalul meu de YouTube. Am primit o grămadă de întrebări, o grămadă, sunt multe care se repetă, dacă îmi dau seama că se repetă nu o să le mai spun, așa că fiți atente. Să vedem întrebările la care o să răspundem, eu o să dau like și așa știm că nu mai trebuie să răspundem la întrebările alea și gata. Ești mut? Să începem. Catrina Maria întreabă, s-a jucat cu tine cu păpușile? Nu, păpușile s-au jucat cu mine. Nu, eu nu m-am jucat cu păpuși. În fine, continuă. Dar tu te-ai jucat cu el cu mașinuțe? Nu, tu de fiecare dată, bine, hai joacă-te cu mine. Nu, du-te de aici, lasă-mă în pace, găsesc prietenii, lasă-mă în pace. Caută-ți prieteni. Da. Bine, când aveai 2 ani nu mi-aminteam ce-ți spuneam, dar cred că nu te băgam în seamă tare mult. Continuă. Așa, tot aceeași persoană întreabă, fratele tău știe să machieze? Nu, no, bine, cum nu, stai? Nu. Hai, nu. Nu, fratele meu nu știe să macheze. Nu. Hai, măcar știi pentru ce aia? Pentru... Nu. Pentru gât, nu. Pentru... Du-te. Nu. Nu. Câți ani aveți? Împreună? 69. Nu. Eu am 23 de ani și tu câți ani ai? 15. Nu mă minți, mă. Nu. Am buletin, cred. Nu, bine. Nu-mi stă mie fără. No. Locuiește și el în Spania? Ocazional. Nu. Nu. O fost la mine în Spania. Aveți alți frați surori? Imaginari. Du-te bă-nteau pe mama. arată și pe Tomi în acest videoclip. Nu pot să-l arăt pe Tomi pentru că eu sunt în România și Tomi în Spania. Așa că... Bă, nu-ți mai atinge atâta părul ăla. Stai să-i dau like. Nu mi-a atinge părul. Stai să-i dau like acestui comentariu și așa știu că am răspuns deja la... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Așa. S-a de conectat continuu. Cineva la Skype-ul tău? Da, așa. Bă! Bă! Mă! Bă! Bă! Ce, iubită, da? Bă! Vicol Andreea întreabă, să spunem că v-ați jucat cândva un joc în care unul al câștiga. Cum ați reacționat fiecare? Adică dacă am jucat un joc sau dacă am jucat deja un joc? Ce? Dacă am jucat deja jocul sau dacă nu, tu nu-l cite. Dacă v-ați... Dacă v-ați jucat cândva un joc în care unul al câștiga, cum ar reacționa fiecare? Ești foarte invidios. Primul lucru care mi-a venit camp e să ne jucăm rezle, știi? Ce? Bă, v-ați certat vreodată așa rău încât să se ajungă la bătaie? Wrestling, asta ziceam și eu. Nu, ne-am bătut vreodată? Mă, ții minte când eu mă lăudam că te băteam tu și tu vedeam că eu te-am bătut pe tine. Da. cum ați fost fiecare în copilărie? I-am fost mic și slab, adică înalt și slab. Și eu îi băteam pe toți prietenii care îi făceau ceva rău lui. Da, într-adevăr. Pe Mariana, știi? Ai consolat-o vreodată pe Bianca? Și dacă da, cum? Bianca, săraca bă, Bianca. Bă, ce scârbos ești. Săraca de ce? Bogata fratele Bianca. L-ai consolat vreodată pe fratele tău? Dacă da, cum? Cred că odată... Nu-i nimic mai scopii broși pe lumea asta. Nu. Câți ani are fratele tău? Deja am spus... Câți ani aveai când s-a născut fratele tău? 8 ani și 8 zile. Like, I don't fuck with you! Wow! Stai că mă pierd.
Bianca. Cum te-ai simțit când ai aflat că vei avea un frate? Explică-te, rog. Da, no, acum vorbesc eu. Nu, dar tu nu știi. Ba, știu că tu n-ai fost mami. Acolo. Ba, dar mi-a zis mami, era ceva de gen: mami, dacă îi băiat, trimite-l cu tati, no, nu mi-l trebuie. Așa a fost. Da, nu mișca, bă. Scuze. Da, i-am spus lui mami clar că dacă eu vreau o surioară și dacă e băiat, să-l trimită cu tati. Și-a fost băiat și nu l-a trimis. No, ca să vezi. Gata. Deci erau ceva așa. Ha, negă, negă, negă. Cosmina Moclea s-a întreabă. Te-a tras de păr când erai mică? Nu, dar o trag când e mare. Când eram eu mică, nu, când era el foarte mic, dar... îți iam în brațe și mă trăgea de păr atâta și că faza eu e că duram, tot no. Mică o rămas. Da, e foarte înalt. E foarte exagerat de înalt. Sau ea e prea mică? Nu. Vă băteați când erați mici? Nu. L-ai machiat vreodată? Nu. Bă. Ba? Yo. Când aveai, cred că, 2 ani, nu dar știu dacă aveai 2 ani, ți-am făcut unghiile cu lac și l-am machiat așa aici cu o grămadă de far, știi, și cu rușii și făcea așa poze și... Am încă poze, să știi, așa că dacă faci ceva nașpa, poți să public pozele alea. Deci că era sorta mai mică. Bă, stai că am trecut. Mamă. Ce tău două duci. Mie asta îmi place. Bă, nu ating, că nu-i touchscreen, bă. Nu-i tactil. Na, de pe laptop. Du-te! Da, ai și tu laptop, nu știi, ai mare. Că eu n-am. Dacă mi l-ai dat pe tău. Stai așa, că m-am pierdut. Vezi? Pierdut, bune. A! Te-a machiat vreodată? Nu. Știe să cânte? Amu, da. Amu știe. Înainte, nu. Ce animale îi plac? Hamster, șobolan de baltă, cârtiță de cuptor cu microunde și pui la rotisor. Are niște hamsteri care eu nu am fost încă să-i văd că migrează de hamster și lui plac hamsterii, deci suntem foarte ciudați. Știe să vorbească spaniolă? Derecha, izquierda, abiento, recto, maricón. Da. Taci! No, dă-i. Deja ai destul. În cât timp ai învățat spaniolă? Eu, într-o lună, cam așa. Eu în două cerți cu sora mea. Da. Te-ai născut în România sau în Spania? M-am născut în România. Și el. Tu te-ai născut? Continuă. Mari Maria întreabă, v-ați certat când eram mici? Eu și fratele meu, da. No. Noi ne certăm mereu. Care e cea mai frumoasă amintire a voastră de la mare? Hai să mă ies. Da, deci ea cu iubitul său, deci ea era în colac, iubitul său nota și eu mă țineam de colac, la care iubitul său, hai mere mai încolo, la care eu stai că mă neg. Ea n-avea treabă, era în colac, știi, și... Nu mă amintesc. Și era amintire era cu tine și cu iubitul meu sau cu mine și cu tine? Era să mă neg. Nu te-ai negat. Nu! No. Nu mi-amintesc. Știu că am fost la mare cu colacul și cu... Și la un dat tu ieșai de parte cu colacul și eu ziceam, hai să nu te negi, dar de fapt eu nu știam să not și tu știai să not. Și eu ziceam ție că o să te negi și... Și ea nu știa să not. Eu nu știam să not, am zis ceva greșit. Cum te-ar descrie fratele tău? E mică și înghesată. Serios? Bă! E mică nici și... Și îndesată, nu? Uite aici ce carne are. Da, uite ce carne are, ea mușchi. Nu. Cum... Și tu cum l-ai descrie? Păr lung și minte scurtă. Bă! Atât, te pupăcesc, Bianca, și abia aștept clipul. Și pe mine, nu? Nu. Nu te cunoaște. Raluca Elena Hitcaș întreabă, cum te înțelegi cu fratele tău? Pe românește. Care e cea mai amuzantă amintire? Cred că o să fie. În orice caz. Eu sunt mai tare ca savia lui Soro. Vă certați des când erați mici? Bă, eu nu mi-amintesc. Tu cred că ai memorie mai bună decât mine, că eu... Ai zis că amintea scurtă. Da, memoria nu e același lucru cu minte. Cum nu? Nu. Eu sunt mai mare decât tine, așa că știu. Bine, să tai partea asta.
Care cea, Larisa Coset întreabă, Cosete, care e cea mai frumoasă și memorabilă amintire? Răspundeți amândouă, vă rog. Cred că ai greșit întrebarea, pentru că amândouă... Bă. Really, nigga? Amintiri? Bă, mie mi-a plăcut mult că m-am dus și l-am bătut pe Marian și am țintit egalași. Da, bă, deci l-a prins la cu 20 și e fai... Nu, l-am luat așa și am spus să-l scutur și era mai înalt decât mie și să-l trântesc și tatăl s-o zicea de arriba, tatăl s-o zicea de sus, hai bă, sus, că asta vă bate pe toți. Dar pe unul l-ai trântit cu, în, cred că în scară, l-ai luat parac două. A, aia da, dar eu vorbeam de ăla, de la etajul 4. Păi da, dar și încă, aia, stai al. Bă, Delia Petronela. Bă, eu cu asta calculatorul tu nu mă înțeleg. Delia Petronela, care este cea mai frumoasă întâmplare a voastră din copilărie? N-am. A cincea oră. N-am bani. Câți ani aveți? N-am. Poți să faci un videoclip în care fratele tău te machiază? Da, cum nu? Fiu idee. La câți abonați îți dorești să ajungi? 1 milion. Nu ție mai mult. din ce oraș ești? Din Sighetul Marmației? Văd că nici o întrebare pentru tine. Mulțumesc, ce-i frumos. Bă, nu mai are ăsta, mă. Bianca Jennifer Francesca, unde îți place mai mult, în România sau în Spania? Zici tu primul. În Spania. Spania. Spania, banii, Spania, mașini, Spania. Spania civilizație, Spania cultură. Bă, domne. De ce ai ales să faci videoblog în limba română dacă tu acum locuiești în Spania? Fac videoblog și în limba spaniolă, așa că nu... Poți să-ți răspund la întrebarea tu asta. Tu, fiind adică... o urmăritoare de a ei, te-ai bucurat să facă vlog în limba spaniolă? Pe bun. Bă, tu ce ai mai urmărit? Bă, vorbi așa. Da, tot. Asta totuși, ai vrea să te vopsești, dacă da, ce culoare? Verde. Toate culorile, nu, verde, nu, toate culorile. Chiar vreau să le încerc pe toate, momentan îți vopsită, du-te mă din cadru, mă. Momentan îți vopsit, aici aveți cu negru și aici cu altă culoare. Hai, poți să-mi întoarce. Unde ți-ai petrecut sărbătorile? În Spania? Cu ce editezi? Cu YouTube? Amul ăsta vrea să-mi editeze videoclipurile. Când este ziua ta? Tu știi când e ziua mea? 10 octombrie 2016. Când vei mai face swap-uri? Am oprit de moment swap-urile pentru că am cheltuit bani ca să vin în România și i-am făcut lui cadou scotch. Și cred că în martie-aprilie o să reiau swap-urile. Ce faci? Continuă. Și cam cât câștigi de la YouTube? Bă, lasă-mi fundul etern. Bă, atâta câștigă de la YouTube, bă. Are bani în fiecare zi, vine în Spania, merge în Spania, vine în România, pleacă din România. Atâția bani are de... Fai de capul meu, atâția bani are că... Și când te uiți la aia, aur, vezi pe așa, sprâncene din aur, buze din aur, bă, atâția bani are... Că nici nu poți să-i numeri, mă. Nu. Tu nu, eu da. Ați înțeles. Cât de scurt ai fost tu însă după vârsta de 18 ani? Până aici. Mm-hmm. O dispărut ăsta, mă. Până aici. Mm-hmm. Și... Cred că... Cheală! Care este activitatea voastră preferată când erați mici? Să fugim unul de altul. Ea mergea cu fetele mai mari, eu cu băieții mai mici. Tu nu mergeai, tu. Te închideam în casă și ieșeam eu afară când era mami la lucru. Eu să plec. Activitate, bă, făceam noi ceva activitate. Știu, bă, știu. Eu mă întindeam așa pe pat, da, bă, și ridicam picioarele, da. Și el se punea cu spatele pe picioarele mele și făceam așa flexiuni cu picioarele, uh-huh. Ținite. Deci chestia asta o făceam, cred că zilnic. Cred că era o obsesie și el se cădea din pat și se cădea. Care este cea mai frumoasă amintire de când erați mici? Mă, nu există așa ceva, noi n-am fost mici. Nu. Trebuie să dăm o explicație. Da, că nu mai avem memorie. Daria Alexandra, care este cea mai frumoasă întâmplare cu fratele tău, dar haioasă? Dar cred că am citit odată comentarii și am râs. Am... Bă, ce... Sex. Am...
am un clip în care era ziua lui de 9 ani și i-am dat așa frișcă până așa și a început să-i râs ca un Da, retardat și și am cam avut atunci. basca aia în ea, eu și cum. Nu, mă, nu, mai era mic, era mic. A, nu mai știu. Și când primeam multe jucării și dulciuri și portocale de Crăciun, eu mâncam ciocolățile și el mânca seara cu portocale Și eu de nu și... mâncam portocale, că mi-era scârbă de ele, ca așa o chestie albă pe ea și... Nu mânca nimic, mi Nu se mâncam pare că... nimic. Moș Crăciun, ia la mie, nu la tine. Am văzut că nu mâncam pe Moș Crăciun. Moș Crăciun de ciocolată. V-ați certa vreodată? Mereu. Acum 5 minute, nu știu ce am scos din geantă și-o rulat. Nu scoate că-l pierzi! Normal, ți-am spus, Adam, ceva și tu mi-ai adus Asta ceva. Asta nu din cealaltă cameră, nu mai rulat placa. Ce? A, placa, Adam, placa de păr și tu mi-ai adus placa de păr și încă un cablu Da! așa care vine. S-au Și cum să încălcit mi-a... firele! Și nu poți să-i descălcești acolo, nu, să dar n-am cu văzut! Tine. Cum să nu Dar vezi? n-am văzut! Și atunci O când fi ai venit băgat aici, în de ce ai fire! văzut? Ioana Bodea, de unde ești din România? Din Sighetu Marmației, Maramureș, unde stai în Spania, citești întrebările corect, în Barcelona, câți ani ai? 23, de cât timp ești căsătorită? Fratele tău câți Necăsătorită. ani are? Nu mai sunt. Așa, fratele tău câți ani are? Ești căsătorit? Da, am 69 de ani, sunt căsătorit, am doi copii, Doi gemeni. încă două femei am lăsat gravide, Bă, cu bă, încă bă, una bă, bă. sunt în tribunal. În tribunal. Eu este că nu trebuia să zic asta. Bă, asta am la Continuă. tribunal, taci. Danila Continuă. Roxana. Care este cea mai amuzantă amintire de care Ia. vă aduceți aminte din copilărie legată de iarnă și legată de Săniuș? Bă, eu cred că n-am mers niciodată cu fratele meu la Săniuș, că Da, i-am dat odată la bunica în panta. el mereu... Da, odată. El mergea cu prietenul lui și eu mergeam cu prietenele mele pentru că eu mă agățam de mașini și ne deam așa să ne uși. Ne deam pe Și Iza înghețată pe și... Iza, una dintr-o parte, una din alta, Și ne și ciocneam. dădea Și una de el nu alta. venea cu mine, că nu. Că E zicea, frate tu meu. rămâi cu aia, tu rămâi cu aia mai mici. E Nu, frate meu, nu-i... Nu. Nu? nu. Te pup, Bianca. Și eu te pup? Eu nu te pup. Alexandra, ce mâncare preferați? Cartofi Clătite și frecați. cartofi, da. Și tu Și trebuia să zici clătite clătite. acum. Și Clătite, clătite. cartofi frecați. Dar Am stai mâncat că acum tu mi-ai 5 promis că o minute. să-mi faci clătite. Poate o să-mi schimbi ideea și nu o să mai bag clătitele după ce mi le faci tu. Deci, cartofi frecați. Piure, mă. Da, bă, am zis cartofi frecați. Vă certați? Care este cea mai frumoasă amintire? Nu Și-am ne-am certat spus. niciodată. O să faceți o provocare amândoi. Am o idee. Te provoc să facem un video în care ne provocăm unul pe altul, știi? Și dacă vreți să facem acest video, să dați like și dacă dați Nu, like, nu, trebuie să nu, nu, ajungeți peste 5.000 de like-uri să facem acel videoclip. nu. Bine. Da. Adică un videoclip care mă provoc și te provoc și te provoc. Bă, Da. să ești nebun. Uitați, nu uitați ce am spus, Ce mai. culoare vă place? Ce culoare îți place? Verde. Albastru. Roșu. Nu, tu zici ce culoare îți place ție. Vă zici ce culoare vă place? Nu, ție ce culoare îți place și după aia zic eu mie ce culoare îmi place. Nu știu. Nu Mie îmi știu. place mov și roșu. Deci dacă îmi place o mașină, nu Că... contează culoarea, mie îmi Bă, place. bă, bă, bă. Gata, Bianca pup, să vedem ce mai avem aici. Denisa Filip, pentru fratele tău, ai vrea să te apuci tu de videoblog? Blog. Dacă m-aș apuca de videoblog, aș avea doi abonați. Unul maică mea, doi soră mea și tot două dislike-uri. Ai vrea sau nu ai vrea? Da, aș vrea, cum Ai să... vrea să ai dislike-uri? Pentru așa comunitate mare. Așa. Pentru mine, când ai fost ultima dată în România? Azi. De fapt, acum 3 ani, care IQ prea mic să țină minte atâtea. Nu, în 2013 am fost ultima oară în România și azi e 2016, ianuarie și Da. azi. Azi am fost ultima oară în România, când fac clipul. Giulia Moldovan, te-a machiat vreodată? De Nu, dar moment nu. o să mă Îți ochiez. place să, îți place să, îți place să desenezi, te întreabă pe tine. Da, toate băncile la școală să le desenez, să-mi bat piciorul, eu nu. Unde te-ai născut? În spital. Și eu. Și tu și el. Da. Spital. Vă băteați când erați mici? Mă, nu cred, mă. Bă, Bă. eu tare cred că ne-am bătut odată cu perinile. Și mi-ai dat o perină Eu așa și am cred că citat. am început să plângem când am început să ne batem cu perile din Probabil. joacă.
Amalia Bă, nu vă spun, mi stă Ciurbă, părul de... cât de des vă certați când erați mici? Nu mi-amintesc eu chestii. E Genul, aici, care așa. este cea mai frumoasă? Acolo. Bă! Aici, așa, ni chestia asta și nu văd părul. Aici, așa. Așa, da, mă. Nu, vezi? Care este cea mai frumoasă și cea mai urâtă amintire a voastră? Deja am Cea spus o mai grămadă de urâtă... prostii. Stai, că cea mai urâtă n-am zis. Ce amintire urâtă, repede. Cu tine? Da. Cine ești tu? Da. Următoarea întrebare. Ce faci atunci când ești singură? Nu mă, eu mă, nu tu. Eu singură, eu îți cuprit în meu imaginar. Nu. Dorm, scriu, mă uit pe YouTube, filmez, mă spăl când e singură, logic, fac duș. O stresez. Tu ce faci când ești singur? Ți-e frică de șerpi? Nu. Mie, da. Descrie-te într-un cuvânt. Beringhe. M-ai furat cuvântul. Nu mă mai pot descrie eu niciun cuvânt. Ți-ai dorit să locuiești în Franța? No, ho, no bine, mo. Eu cu Spania am buget. Alice Georgiana Ilie, ce părere ai despre mine? Eu? Eu sau tu? Nu, stai. Nu știu Nu, cine ce ești, părere ai despre sincer. ea? Păi, me gusta acum. Mi gusta, da un like la comentariul tău. Ai animale de companie? Da, patru hamsteri. Cum îi cheamă? Nu, dacă spun, cred că o să fie șters videoclipul, așa că continuăm. Unde stai în Spania? În Barcelona stau eu în Spania. Câți ani aveți? Am spus, produsul tău cel mai preferat de buze. No, 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 l-ai spart. Nu, No. nu l-am spart. Uite aici, Coca-Cola. Bă, ce bun e. Bine, mai bun e cu Pepsi, dar nu a fost. Uite aici, deci. Cum se utilizează? Se ia capacul, se învârte de ăsta să se scoale. Să cum miros. Bă. Bă! Deci, mai bun e cu Pepsi, nu? Adică îi aduc cadou din Barcelona, din Spania, prostia asta cu Nu cum Coca-Cola, pute. știi? Scârbos. Și îmi zice că mai bun ar fi fost cu Pepsi, nu? Gata, mă! Că nu ești tu vedeta în videoclipul, eu. Unde te-ai născut? Da. În spital. Cum te cheamă? Berinde. Nu. Bogdan. A, și mai ce? Și un Mihai. De ce nu te-am mai prezentat până acum? Pentru că nu am apărut în viața ei, pentru că eu sunt un copil adoptat. Adoptat de hamsteri, nu? Ca să dormi cu ei în aceeași cameră, presupun. Că Hai, dacă nu... continuă, gata. Câți ani aveți? Cum îl cheamă? Deja am răspuns la chestia asta. Să vedem, Gabriela, Chirilă. Cum vă înțelegeați când erați mici? Ne suportam unul pe altul. Care era mai răsfățat dintre voi doi? Telefon, machiaje, farduri. Mi-e de-abia că-mi cumpăra mama o minge. Laptop, telefon, Dar în 2002, placă de păr. în 2002, cui o cumpăra primul calculator, ha? Cui Tu ție? existai cu 2002. Really, nigga? Așa IQ mare are să-mi bat picioarele, uită! Nu, eu știu că mi-a cumpărat În mie calculator. 2002 ți-o cumpărat Că când tu aveai tati... 2 ani, tu Bă! aveai 2 ani, cum Tati să-ți o cumperi fost ție bani... calculator și Ție ți-o după aia nu mă mai cumpărat lăsai tu? calculator! Și? Tu nici măcar nu știi să spui, bă, vreau un calculator, că domnul până la 5 ani nu a vrut să vorbească. Și zicea, oia, oia, orice animal vedea, zicea, oia, oia, oia. Mergeam cu autobusul și vedea un cal, o vacă, ni oia, ni oia. Și când vedeau oie, mă uiteam făcut de râs, vezi? Când vedeau oie, ziceam, Bogdan, aia e oia. No, asta nu-i oia, no. Ai văzut? Te-am făcut de râs, Bine, vezi? n-am uite ce păr am. Nu trebuia să mă mai faci râs. V-ați bătut când erați mici. Nu, dar o să ne batem imediat, cred că tare își bate joc de mine. Bianca Chitu, te înțelegi cu fratele tău? Cred că de acum nu o să mai înțeleg cu el. Care a fost cea mai amuzantă întâmplare Pe petrecută? tare, cred. Momentul când eu l-am făcut de râs pe YouTube. Poți să mișcă hamsterul, ce frică mi-e.
V-ați certat vreodată? Nu mai țin minte. Nu, acum 2 minute. Care e diferența de vârstă între voi? 8 ani și 8 zile. Ce nașpa. Locuiți în țări diferite? Da. Am unul, azi, nu. Care a fost cea mai mică nota voastră în generală? 1. Pentru copiat. În teză. Ce? Da, la ce? Continuă. Știe mami? Da. Și eu nu știu. Continuă. E parcă mi-ar păsa. Care e mâncarea voastră preferată? Clătite. Clătite. Acum am zis invers. Unde locuiești? Acasă. La mama. Cum îl cheamă pe fratele tău? Berinde. Bogdan. Cât să ne are fratele tău? 15 ani. Bă. Așa, o să faci un videoclip cu fratele tău, te machează. Da. Nu, și eu îi dăruiesc un tichet de chipsuri, merg la Gina 2. Gina 2? Și îți dau un pachet, dar pe cacu expira promoția. Ce cadou frumos. Promoție valabilă până în 15 decembrie 2015. Păi da, dar încă și dacă au chipsuri expirate, poate să-mi dea un expirat, nu? Bă, dar asta nu-i proastă, bă. Asta nu-i proastă, bă. Sau nu-s proastă degeaba. Se juca cu tine în copilărie? No. Nu. Nu? Tu te jucai în copilărie? Nu ne jucam ceva noi cândva? Dar nu, mă, eu nu mai amintesc de copilăria mea petrecută cu tine. Da, nicio, mă. Deci eram singură la părinți. Da. Sau era acolo cineva, nu știu cine. În care îți dai piciorul? Ce părere aveți despre fetele care joacă fotbal? Fetele care joacă fotbal e bune. Ok, adică e un sport ca și nu. Tocmai ți-am dat un gol mai înainte, ți-am dat craci la fotbal, aminteșteți? Da. Așa că eu sunt mai bună la fotbal decât... Cu ce echipă țineți de fotbal? Fece Budești. Bârsana. Bârsana. Avântul Bârsana. Avântul Bârsana. Stradă. Da. Când este ziua ta? 18 octombrie. Da. Așa. Când ți-ai făcut pagina de Facebook? Tu mi-ai făcut-o. Băi, nu mai mi-am zis mica să mă bucură. Eu mi-am făcut pagina de Facebook. Nu, prima oară mi-ai făcut pagina 9? Pe High Five. Da, eu aveam pagină pe High Five și aveam undeva la mii și mii și mii de prieteni și like-uri și în liceu și după aia am făcut și eu asta pagină High Five și după a venit Facebook-ul și le-am făcut Facebook tot și mama are Facebook și toată bunica are Facebook, străbunica are Facebook. Vedeți? Nu poate să-ți răspunde nimeni din moment că vorbim cu telefonul, vorbim singuri cu telefonul, ți-ai dat seama? Dar măcar suntem doi, dar tu când filmezi singură, știi, te uiți la telefon, bună ziua, ce faceți? Cri. Da, băi, bine, voi! Cri. Bă, ascultă-mă! Ce culoare au ochii fratelui tău și a surorii tale? Maro. Căcăniu. La fel, nu? Că suntem frați, nu? Mhm. Cine a fost cel mai bun prieten în copilărie? Istvan. Să mor eu, Istvan! Cât am fost mic... Adică voi nu știți cine ești. Eu am o prietenă care se numește Sanda și acum mă așteaptă în fața blocului și mă înjură că eu acum stau și filmez. M-a sunat de nu știu câte ori până mâine lui mama și da, a spus că... Da, sună Sanda, stai mă că trebuie să termin o chestie și după aia vin. Eu fac o chestie foarte importantă, nu i-am spus ce, că dacă nu se supără pe mine și acum vin și cred că mă așteaptă în fața blocului și am zis 15 minute și uite ce scrie acolo, 16 minute. Și încă mai avem de filmat. Cât de apropiat sunteți? 2-3 centimetri. Mamă. Stai să-ți aduc, să vă aduc lingurițe. Dacă îți pică pe jos, îmi pare rău, dar eu nu o să-ți dau a meu. Cine? Telefonul, vorbim cu telefonul. De ce mi-e salamul meu de biscuiți? Am spus că tu ești prea mică pentru salamul de biscuiți. Cum am apucat de vloguri? Păi eram în Spania și nu aveam prieteni. Prietenul meu imaginar m-a abandonat. Deci, ai avut încredere în tine, prietenul meu imaginar a plecat, m-a lăsat singură și atunci mi-a cumpărat un telefon jumecher. Ai avut încredere în tine? Să ce? Nu știu. Te-a pus de droguri? Locuiești în Spania, dar v-ați bătut vreodată, nu mai mi-amintesc. Cum vă înțelegeați în copilărie? Cu pumn și picioare. Da. Ba.
No. Nu, bă, ce faci? Ghi laptopul, no, ce fac? No, no, e laptopul meu, mu, că stă la mie în brațe, no. Vrei să-mi fur laptopul? Nu destul că ți-l-am fucat, doamnă, mai vrei să-mi și furi, no. Ruj, ala, ne dăm cu ruj. Bă, e expirat. De unde știi? Pentru că a fost a meu și eu e mai bine 4-5 ani de zile n-am mai fost pai să mă dau cu el, știi? Ce faci, mă? Ți-ai putat bluza cu ruj? Ce prost ești, mă. Bă. Nu, no, dar pe dacă ai zis că e expirat. Asta e din ăla parfum, știi? Bă, nu cu gura, că ți intră parfumul în gură, mă. Nu cu gura, că ți intră în gură. Ce, trebuie să mă bat cu tine pe o mostră dacă-s mai multe? Îmi dau în gură. Bine, gata! Hai mai, hai să merem. Îmi duc afară, vii? Nu! No, nu mai este monstru. Ai aruncat cu parfumul în mine, mă. Nu, am aruncat cu monstru în tine. Deci, încercați să nu folosiți prea mult internetul, excesul de internet și de YouTube. Pentru că o să ajungeți ca și frate meu, în cel mai rău caz. Acesta a fost Q&A-ul cu fratele meu. Probabil în 5 ani o să mai fac altul, când o să-l văd, când o să-mi amintesc de el. Sper că v-a plăcut acest Q&A. Au fost destule întrebări, s-au repetat întrebări așa că... Deci cam o statuie lângă mine. S-au repetat întrebări așa că nu am răspuns la toate. Sper că v-a plăcut, am folosit un limbaj destul de marmureșan. Dacă v-a plăcut, dați un like. Sper să mai pot să fac pe viitor Q&A cu fratele meu, chiar ar fi foarte ok să ne lăsați întrebări în comentarii și apoi noi... Da, bă, și dacă nu dați like... Ani de zile, bă, și dacă ani nu dați și like, ani o să răspundem la întrebările din comentariile. Bă, ne uităm la video ăsta, bă, și dacă nu dați like, bă, nu o să mai apară în video, știi de ce, mă? Pentru că înseamnă că nu-s important, mă, și dacă nu dați like, nu o să mai apar, mă. Mi-e egal, o să apar eu, așa că... Bă. Pa!